Salutări și bine v-am găsit la nou videoclip din cariera cu Uta Arad Forță. Uitați să lăsați un like dacă mai vreți în continuare această serie. Hai să strângem 1500 de like-uri și vom continua și sezonul următor, pentru că astăzi cred că vom termina primul sezon. Ne apropiem de sfârșitul campionatului. Mai avem aproximativ 6 meciuri, cred, însă nu le voi juca pe toate. De asemenea, nu uitați să vă abonați, suntem aproape de 50.000 de abonați, așa că un subscribe acolo m-ar ajuta foarte mult. Da, avem aici un meci cu Craiova, suntem la 6 puncte distanță de locul 1, însă cam greu să reușim câștigarea titlului, însă vom încerca. Voi juca cu Alibec, desigur. Alibec e finețe. Finețe Alibec. N-ai ce să zici, e finețe Alibec. Cam așa va arăta echipa. Da, ia uite-l pe Alibec. Cheliosu, șmecher. Da, și meciul începe. Hai să vedem ce reușim să facem. La Alibec. Alibec cu pasa către Jones. A stat cam mult Jones. A făcut destul de greu acea preluare. Nu știu ce s-a întâmplat. S-a mișcat. Zici că a avut 80 de ani. Îi pasează lui Sorescu. Îl văd pe Xavi Simons în care, însă centrarea lui Sorescu este destul de slabă. No, pericol mare, însă Iacob scoate acolo, fantastic, ne salvează Iacob încă o dată. Câteva biciclete acolo, mamă, m-a întors pe toate părțile ăla, însă scoate Iacob, fantastic. M-a întors ăla pe toate părțile, m-a făcut clătită la faza aia. No, bine mă, bine mă, bine. Hai, respins-o bine. Hai, respins-o bine dacă e... Mamă, ce lovitură de cap, ești nebun. Cei de la Craiova văd că au început să domine meciul, nu prea am ce să fac. No, e gol, e gol, dar uite-te și tu în ce minut. Uitați-vă și voi în ce minut. S-a dat 1 minut de prelungire, însă este în minutul plus 3. Am înțeles, din nou ne fură arbitri. Ne fură arbitrii pe față. Ce, câteva pase bune aici. Xavi Simons pasează mai departe la Neluț Roșu. Neluț Roșu nu are cu cine pasa, al vede aici pe Jones. Alibec e liber, Alibec șutează, Alibec marchează. V-am spus că e zeu jucătorul ăsta. Nu știu ce s-a întâmplat cu el pe acest final de campionat, însă este on fire, băieți, e on fire, dacă putem spune așa pe engleză. Efectiv rupe tot, marchează în fiecare meci, e nebun după gol. Da, și facem 1-1, minutul 53, Alibec egalează și sperăm că întoarce meciul, nu? Trebuie să facem pressing aici, trebuie să forțăm victoria, băieți, dar sper că nu primesc un gol. Haide mă, ia-i mingea, bagă tackle mă, bagă tackle și șutează ăsta. Aoleu, iar băgăm tackle pe lângă, uite-te și tu la asta, iar bagă tackle pe lângă. Portarul a stat prost la această fază, n-am ce să zic, a stat foarte, foarte prost, a lăsat colțul lung liber acolo. Jones mai departe la Alibec, Alibec pasă către Neluț Roșu care șutează, însă scoate acolo Pilia Celii sau nu știu cine, importă să fiu sincer. Mamă, și ce bine a dat Neluț Roșu aici, uitați-vă cât de bine a tras, însă portarul celor de la Craiova e portar mare, băieți. No, e gol, e gol, ne-au bătut cei de la Craiova, băieți, n-am avut ce să facem, marchează Cicăl 2 minutul 85, cam atât putem. Cam atât putem. Ăsta este nivelul nostru deocamdată în momentul actual. N-avem șanse la locul 1 din păcate, însă asta este. Măcar am descoperit niște jucători foarte talentați. No, ce mi-a făcut ăla, ce mi-a făcut ăla, însă respinge portarul și cam aici se termină din nou. Din nou arbitrul ăsta văd că lasă plus 3. Mai mult de atât nu pot să fiu furat. Continuăm aici, ne-au dominat cei drept, cei de la Craiova, meritau victoria. Avansăm mai departe și cred că am trecut pe locul 4 în campionat, nu știu sigur, sper că o să prindem un loc de Europa League. Ba, avem meci cu FCSB, având în vedere că m-au bătut de fiecare dată când am știat cu ei, o să simulăm de data aceasta. E golul meu ăsta, mamă ce a scos-o Vlad, hai mă, mă lași. Fiți atenți la golul ăsta, e gol ăsta, e gol! Bine mă, 1-0, 1-0 marchează Xavi Simons. Bravo mă Xavi, îi conducem pe cei de la FCSB aici și sper că o să rămână scorul la fel, sau sper că mai dăm. Îl simt că se duce, mamă, bine mă. A fost offside, a fost offside, ce? Ce frumos combină jucătorii mei, ce frumos, însă ratează acolo încă o ocazie mare. No, e gol, 2 șuturi pe poartă și unul a intrat, am înțeles. Noi avem 6 șuturi pe poartă, nu prea au intrat șuturile alea din câte văd, a scos Vlad efectiv tot. 1-1 se termină se pare, meciul cu FCSB, ne-a rezultat chiar așa rău, însă am primit golul ăla, așa, nu știu, de nicăieri. Avem meci cu Gaz Metan Mediaș. Mamă, deja s-a distanțat Craiova acolo, trebuie neapărat să câștigăm, însă o să simulăm. Hai să vedem cum ne descurcăm la această simulare împotriva celor de la Gaz Metan Mediaș. Ar trebui să fie un meci lejer. Haide cu golul, gol! Da mă, 1-0, marchează Curtis Jones aici, bravo mă băieți, 1-0 aici împotriva celor de la Gaz Metan Mediaș. Mamă, au dat gol, bă, dar mereu suntem egalați, frate, pe bune, minutul 85, hai mă, se putea... Da, se termină și meciul ăsta 1-1 din nou la simulare. Nu reușim să câștigăm nici în acest meci. Suntem iar egalați, din păcate. Nu reușim să ținem de scor. Un meci cu CFR Cluj. Păi o să simulez meciul acesta. O să joc meciul cu Botoșani și meciul cu Craiova. O să-i dau direct quick sim, chiar nu mai stau să mai dau simulare. Vreau să termin repede acest sezon, așa că o să-i dau quick sim. Poate reușim surpriza? Hai să vedem. Surpriză? 2-1, da mă, da, surpriză. Surpriză, marchează Alibec. Ce înseamnă să-l bagi pe Alibec titular? Iar a marcat iar Alibec, 2 goluri cred că a dat Alibec, da, da, dubla. Ce înseamnă să-l ai pe Alibec în echipă? Joacă singur Alibec. Ok, meciul cu Botoșani, am încredere că-l câștig și pe ăsta. Și hai că-l simulez și pe ăsta, am încredere că-l câștig, fiți atenți. Haide mă, hai se poate. Ok, am făcut 2-2, egal cu Botoșani aici. E destul de decent rezultatul. Speranțe la locul 3 nu cred că mai avem, din păcate. Nu mai avem speranțe, sunt la 4 puncte distanță cei de la Craiova. Așa că o să simulăm și ultimul meci și terminăm sezonul aici. Locul 4, nu știu dacă am prins loc de Europa League, din păcate. Văd că am prins, uite, aici mi-arată că am prins loc de Europa League, sigur am prins. Bă, dar trebuie să câștigăm, stai puțin. Câștigăm sau să facem cel puțin egal, pentru că Botoșani ne poate ajunge din urmă, așa că o să jucăm acest meci, să ne păstrăm acolo locul de Europa League. Botoșani are meci cu CFR Cluj, deci ar trebui să ia bătaie de la CFR Cluj. Sper că o să ia bătaie, dar noi să jucăm încă o dată meciul cu Craiova. Sper că de data aceasta îi voi bate, îmi voi lua revanșa. Îl avem din nou pe Ali Bey, golgheterul campionatului cu 24 de goluri. E pasa ei, se duce să... Nada la Sorescu, nada la Sorescu. De ce? Explicați-mi mie de ce. Și acum iau gol, nu? Mi-au gol că nu dă pasă la Sorescu când scape contraatac. Jocul foarte frumos, jocul ăsta. N-am ce să zic. Extraordinar de frumos jocul ăsta. Pasă la Jones. Jones se duce, se oprește, pasează acolo către Xavi Simons cu capul bară. Nu cred așa ceva. Cât ghinion putem să avem. Ok, Alibec aici cere, șutează Alibec și marchează cu stângul. Nebunie din partea lui Alibec. Omul cheie al echipei. Deci nu se poate fără Alibec în echipă, băieți. O să-l ținem și sezonul următor, pentru că s-a descurcat fantastic. Uite-te aici, ce finalizare. Ce finalizare din prima cu stângul. Nebunie din partea lui Alibec. CFR Botoșan conduce aici. CFR Cluj este foarte bine. Aproape avem asigurat locul de Europa League, băieți. Xavi Simons. Xavi Simons, o ruletă superbă. Jones acolo, Neluț Roșu, Neluț Roșu marchează 2-1, minutul 70. Ce gol frumos marchează Neluț Roșu, acțiunea a fost superbă. Curtis Jones și Xavi Simons s-au scos oameni din joc acolo, iar Neluț Roșu a trebuit doar să finalizeze. Ok, Jones acolo scoate om din joc, este liber Neluț Roșu, Neluț Roșu cu stângul, încă o dată Neluț Roșu, omul meciului. 2 goluri marcate împotriva celor de la Craiova, locul de Europa League este asigurat. Jucăm în Europa League, băieți, acolo, alături de băieții mari. Uitați-vă aici, ok, se duce Sorescu, Sorescu, v-am spus, și golul ăsta din Rabona, gol din Rabona din nou, Curtis Jones îl imită pe Alibec și marchează din Rabona, îi distrugem efectiv pe cei de la Craiova, ne-am luat revanșa. Fix cum trebuie, golul din Rabona e nebunie totală. Uitați-vă aici ce a făcut Sorescu, a avut bulan, desigur, a avut mare bulan. Iar Curtis Jones marchează din Rabona un gol fenomenal. Ia uite ce frumos marchează Curtis Jones. Da, se termină meciul, se termină și campionatul, acum o să facem un rezumat așa să vedem cât au crescut jucătorii. Chiar sunt curios cât au crescut jucătorii, cine a jucat cel mai bine, cred că Alibec a jucat cel mai bine, a dat cele mai multe goluri, desigur. Da, CFR câștigă campionatul 48 de puncte, FCSB pe locul 2 46, Craiova locul 3 42, iar noi suntem pe locul 4 aici cu 41 de puncte. Nu ne-am descurcat chiar așa rău pentru un prim sezon. Hai să ne uităm să vedem cum au crescut jucătorii, băieți, chiar sunt curios cum au crescut jucătorii. Dar avem pe Sorescu care a crescut cred că cel mai bine, de la 70 a ajuns la 74. O creștere formidabilă din partea lui Sorescu. Alibec a rămas la fel deoarece are 30 de ani, nu prea mai poate să crească. Xavi Simons plus 2 OVR, Curtis Jones plus 5 OVR, a crescut Curtis Jones, fantastic. A avut o creștere chiar mai mare decât Sorescu. Neluț Roșu a crescut cel plus 1, Iacob plus 3, chiar a apărat fantastic în acest sezon. Rechi plus 1, nu s-a descurcat cine știe ce. Ursu a crescut și el plus 3 OVR, Pleașca a scăzut, Ilie plus 1, Circhin a crescut și el plus 3, deși mi s-a părut slab cel puțin prima jumătate a sezonului. Erico la fel, Bust a crescut plus 3, deși nu prea l-am jucat. Buhăceanu plus 1, Morar plus 1, o să-l vând că m-a enervat. Gviltăsta pe care l-am băgat de la juniori plus 2. Bengașa, Isaac, Moldovan, ăștia nu prea mă interesează să fiu sincer, deja sunt jucători neimportanți la echipă. Cam așa au crescut jucătorii, hai să vedem cine a dat cele mai multe goluri. Alibec, desigur că e și golgheterul din Liga 1. Da, Alibec a dat cele mai multe goluri, 27 de goluri și a dat și 13 asisturi. Curtis Jones a dat și el 14 goluri și 10 asisturi, s-a descurcat fenomenal. Sorescu 11 goluri, 14 asisturi, performanță incredibilă. Morar 6 goluri, 7 asisturi. Neluț Roșu, chiar nu mă așteptam de la el să dea atâtea goluri. În rest, jucătorii au dat destul de puține goluri. La Ursu mă așteptam puțin mai mult, însă cam asta a fost, băieți, pentru acest sezon. Ne vedem data viitoare. Ai un like acolo pentru sfârșitul acestui sezon, 2000 de like-uri dacă vrei să continuăm această serie și sezonul următor avem de făcut transferuri, băieți. Facem transferuri forță, o să vedeți. Cam aici terminăm și noi acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de like acolo, cum am spus, subscribe pentru că mă ajută foarte mult. Eu am fost Gianni, v-am pupat.